aici este Banca Națională, locul unde am activat timp de 3 ani și jumătate și locul de care mă aleagă multe amintiri frumoase. Ca să fiu angajat, am trecut un interviu, mai multe de fapt, în care am demonstrat competențele mele profesionale, adică cele legate de juridic, de domeniul juridic, precum și am exprimat care sunt necesitățile mele ca un potențial angajat nevăzător. Iar răspunsul din partea Băncii Naționale a fost unul prompt și afirmativ. Munca la BNM mi-a deschis foarte multe orizonturi. Am fost încurajată și susținută de șefii mei nemijlociți de atunci, de colegii mei, ca să particip și la instruiri internaționale. Adică, chiar dacă eram și îs în continuare nevăzătoare, oamenii au avut încredere că pot să merg în Paris să fac un curs de o săptămână. Am putut să merg în România pe acel timp, la acele vremuri, să iarăși să particip la o conferință de drept bancar. A fost foarte fain, a fost atâta, am simțit atâta suport și atâta încredere că se poate. Și pentru asta le sunt recunoscătoare, pentru șansa de a putea să demonstrez că eu pot. Acum câțiva ani, mai bine zis, din 2011 până în 2014, eu am activat în cadrul Băncii Naționale fix la acest birou. Probabil la acest calculator, dar nu sunt sigură. Și am activat în cadrul Departamentului Juridic, Direcția Legislație și Drept Internațional a început, după aceea în altă direcție, de contencios administrativ. Ca și atribuții aveam să avizez acte normative, diferite petiții, să răspund la solicitări, să întocmesc cereri, răspunsuri la cererile de chemare în judecată, tot felul de concluzii juridice și să fac mai multe cercetări, astfel încât actele pe care eu le avizez să fie în concordanță cu tendințele impuse de, sau recomandate de autoritățile internaționale și europene. Și a fost o experiență foarte plăcută, faină. Am primit foarte multă deschidere din partea colegilor, foarte mult sprijin. Și totodată ca și instituția a fost foarte deschisă în a angaja o persoană nevăzătoare. Doamna Irina. Felicitări, doamnă. Mulțumesc frumos. Sincer, felicitări, pentru că nu mă așteptam să... Nu mă așteptam ca cineva în starea noastră să poată să gătească singur. Mulțumesc frumos. Cu ce vă ocupați, doamnă? Am terminat facultatea de drept, am terminat două mastere. V-ați terminat facultatea de drept? Da, da. Eu sunt din Chișinău. Acolo m-am născut și acolo am terminat prima mea facultate și am și reușit să mă angajez la Banca Națională ca și jurist, unde am activat timp de 3 ani și jumătate. La moment muncesc și locuiesc în România, în Timișoara. Mi-am schimbat un pic sfera în care activez. Acum activez în educație, în sfera educației digitale, pentru o companie foarte faină care se cheamă CertiPro Education și unde iarăși am niște colegi de nota 10. Iar în paralel încercăm să lansăm un proiect foarte mare, foarte frumos, pentru dezvoltarea tehnologiei asistive pentru nevăzători. Ca și activitate, niciodată nu m-am rezumat doar la activitate profesională, întotdeauna am fost implicată în proiecte sociale, în proiecte de sprijin, în special pentru persoane cu dizabilități. De fapt, de acolo a pornit și cariera mea profesională ca și jurist în cadrul unui centru de asistență juridică pentru persoane cu dizabilități, unde am activat ca și jurist și am reprezentat în judecată, în instanțe de judecată, drepturile și interesele persoanelor cu dizabilități. De aceea niciodată activitatea mea, nu pot să zic secundară, paralelă cu cea profesională, a fost cea de sprijin pentru alte persoane cu dizabilități, de încurajare și de uneori de oferire de șuturi
care propulsează mult mai bine decât un sfat din experiența mea de atâția ani. Anul acesta instituția știu că împlinește 30 de ani, este o aniversare frumoasă, vreau să doresc la mulți ani tuturor celor care activează aici, pentru că instituția nu este nimic fără oamenii din instituție. Vă felicit pentru munca depusă, munca asiduă, munca complexă, valoroasă. Vă doresc mult spor, perseverență și multă, multă sănătate.